Inima de demasian. Băiatul admira petalele galbene ale reginei somnului care răsărise din pământul înghețat. Era una dintre sutele de flori care creșteau un peticul viu colorat, singurul din pustietatea aridă care îi înconjoară. În genunchi lângă floare și respira adânc. Simți aerul răcoros al dimineții și un miros suav, care de-abia îi gâdile nările. Se întinse soculeagă. Las-o acolo, rostivanis. Era un bărbat mai în vârstă, mult mai înalt decât băiatul. Mantia albastră îi flutura în briza blândă. Marsino stătea lângă el, cu o făclie neaprinsă în mână. Cei trei așteptau deja de ceva vreme, însă nu se petrecuse nimic. Bărbatul mai tânăr îi zâmbi aprobator băiatului. Acesta culese floarea și o puse în buzunar. Vanis clătină din cap și se încruntă. Îi permiți mult prea multe. Marsino roșii, iar zâmbetul îi dispăru de pe buze. Ce vezi? întrebă el după ce își drese vocea. Băiatul se ridică în picioare, apoi început să studieze casele aliniate pe câmpul înghețat, niște cocioabe dărăpănate răsfirate la poalele unui deal. Prin ferestrele caselor se puteau distinge forme și umbre. Sunt oameni înăuntru. Asta putem să vedem și noi, îi răspunse Vanis băiatului pe un ton aspru. Vezi ce ne interesează pe noi? Băiatul încercă să caute indicii sau urme. Nu văzu nimic altceva decât scânduri învechite și piatră cioplită. Nu, domnule, sunt început să înjure pe sub barbă. Poate că ar trebui să mergem un pic mai aproape, sugeră Marsino. Bărbatul mai în vârstă clătină din cap. Ăștia-s locuitori ai dealurilor. Or să-mi figă o suliță în tine înainte să ajungi la 20 de pași distanță de adăposturile lor. Băiatul se cutremură la uzul vorbelor. Chiar și în mărețul oraș, oamenii idealurilor din sud aveau o reputație feroce. Trăiau sălbăticea de la granița regatului lângă teritoriile disputate. Aruncă o privire peste umăr, apoi se apropie de Marsino. Aprinde făclia, îi spuse Vanis. Cu o bugățică de cremene, Marsino aprinse frânghia îmbibată în ulei. După câteva momente, smoala izbucni în flăcări, înghițind aerul curat al dimineții. Nu fură nevoit să aștepte prea mult. La scurt timp după, din mai multe bordee, ieșiră vreo 10 femei și bărbați înarmați cu furci și securi și porniră spre ei. Băiatul își controlă pumnalul de la cingătoare. Se întoarse către Marsino, dar bărbatul îi privea intens pe săteni. Ușurel băiete, îi spuse Vanis. Grupul de săteni se opri la marginea câmpului. Îmbrăcămintea lor ponosită contrasta puternic cu verșmintele în alb și albastru regal ale lui Vanis și Marsino. Până și straile băiatului arătau mai bine. Simți un fior ușor pe șira spinării. Îl atinse pe Marsino atrăgând de atenția, apoi dădu din cap. Bărbatul recunoscut semnalul și făcu semn să se dea în spate. Protocolul trebuia respectat. O femeie bătrână ieși din mulțime. Mai nou vânătorii de magi ar și sate, întrebă ea. Plecați de aici, nu o să găsiți nimic, le strigă un tânăr cu părul vâlvoi care stătea lângă bătrână. Ceilalți săteni începură și ei să strige și să fluire. Liniște, strigă femeia, apoi îl lovi pe tânăr cu cotul în coaste. Băi, ăștia erau vânători de magi și aparent veneau să vâneze magi, că ce să-și faci ca vânător de magi, poate ajungem pe la Silas pe aici. Hmm. Cu un icnet, tânărul își plecă capul. Peste mulțime se așternu liniștea. Oamenii ăștia nu erau precum cei din mărețul oraș, observă băiatul. Mantile albastre și măștile din bronz ale vânătorilor de magi nu-i făceau să plece capetele și să tremure. Din potrivă, păreau chiar sfidători. Unii se olbau la el agitându-și armele. Băiatul le evită privirile. Marsino a făcu un pas în față. Un transport de regina somnului a ajuns în Renwall acum șase zile, spuse acesta și arătă cu făclia spre flori. Oamenii vând și cumpără, la oraș nu e tot așa, îl întrebă bătrâna. Să te în râs. Băiatul li se alătură și el râzând nervos, până și Marsin o zâmbea ușor, însă expresia de pe fața lui Vanis nu se schimbase. Privea mulțimea cu mâna încleștată pe sceptrul său. Ba da, tot așa e, recunosc cu Marsino, dar în perioada asta floarea e destul de rară. Noi știm să lucrăm pământul, ne pricepem și la vânătoare, îi răspunse femeia, dar zâmbetul îi dispăruse. Bătea apropo, că dacă e de bătaie, ne și batem. Vanis început să o fixeze cu privirea pe bătrână. Da, dar pământul e înghețat, iar voi habar n-aveți cum să folosiți un plug, femeia ridică din numeri. Plantele cresc cu nevoriele, cine suntem noi să ne punem în calea lor? Vanis să cu dispreț. Da, așa e, plantele cresc, îi răspunse, apoi își desprinse sigilul cenușiu din mantie. Se lăsă în jos și ținut discul de piatră cioplită deasupra uneia dintre flori. Plantele se vestejiră imediat. Dar nu mor de la petricită, spuse Vanis, apoi se ridică în picioare. Asta dacă nu cumva folosești magie ca să le crești. Brusc de pe fețele sătenilor dispăru orice urmă de zâmbet. Magia este interzisă, rosti Marsino. Toți suntem de masieni, e datoria noastră din naștere să onorăm. Prin părțile astea, onoarea nu prea ține de foame, îi răspunse bătrâna. Chiar dacă ar ține, voi tot flămânzi ați fi, replică Vanis. La această insultă, gloata a început să se agite și să se apropie de cei trei vânători de magi până când îi mai despărțeau doar câțiva pași. Marsino își drese vocea și ridică o mână. Oamenii dealurilor au onorat mereu obiceiurile de masei. I-au respectat legile și tradițiile. Astăzi suntem aici pentru a vă ruga să le respectați în continuare. Vinovatul să facă un pas în față nu se clinti nimeni. După o clipă, Marțin continuă. Dacă onoarea nu contează pentru voi, avem pe cineva aici care ne va ajuta să-l găsim oricum. Mulțimea își mută privirea asupra băiatului. Sătenii începură să șușotească între ei, iar în ochii li se citea reproșul. Deci țâncul ăsta poate folosi liber magia, dar noi n-avem voie, întrebă tânărul care intervenise mai devreme. La această acuzație, băiatul se făcu mic. El slujește de masia, îi răspunse Marțino și se întoarse spre băiat. Poți să începi. Băiatul în cuvință și apoi își șters. Băiatul ăsta nu e Silas? Dacă mi-aduc eu bine aminte din povestea lui, parcă pentru asta îl foloseau ca detector de magie. Bă, cum e asta? Băiatul în cuvință. Apoi își șterse palmele transpirate pe stofa pantalonilor și se întoarse către mulțime. Printre fețele murdare de pământ se distingea o prezență radiantă. În jurul magului pulsa o coronă de lumină. Doar băiatul putea vedea lumina, așa fusese întotdeauna, era darul și blestemul lui. Restul sătenilor priveau scena cu dispreț, peste tot era la fel. Oamenii ăștia îl urau pentru puterile sale, numai bătrâna îl privea rugător, implorându-l din ochi să nu spună nimic. Băiatul își lăsă capul în jos. Toți cei prezenți așteptau verdictul într-o liniște de plină. Băiatul simțea că Vanis îl judeca cu asprime. Nu-ți face griji, îl încurajăm, Marsino, noi suntem ocrotitorii ordinii și păzitorii legilor. Băiatul își ridică privirea pregătit să-l deconspire pe mag. Nu-i nevoie să o spui băiete, clătină din cap bătrâna. Eu sunt vinovată, m-ați auzit? Destul strigă Vanis, apoi se repezi pe lângă băiat cu sigilul cenușiu în mână. Pentru un moment, lumina orbitoare din jurul magului păru că slăbește puțin. Nu, așteaptă! Gura băiete, ți-a ratat șansa, dar nu femeia era cea vinovată, băiatul se întoarse spre Marsino. Nu ea, el e, spuse și arătă cu degetul pe bărbatul cu părul ciufulit de lângă bătrână. Privind către băiat, Marsino își luă ochii de la săteni, dar înainte să poată repera magul, nu se arunca asupra vânătorilor de magi. Mamă, țipa acesta și se repezi la Vanis. Mâinile sale străluceau cu o lumină verzuie, iar din vârfurile degetelor îi înfloriseră vrejuri poase. Vanis se feri, apoi își roti sceptrul și îi aplică magului o lovitură puternică întâmplă. Bărbatul se prăbuși peste Marsino și la apucă de un braț. Gimpii ascuțiți îi sfâșea rămâneca. Cuprins de durere, Marsino îl împinse la pământ, scăpând făclia din mâini. Tunica bărbatului izbucni în flăcări. Bătrâna a început să țipe și porni să fugă spre fiul ei. Câțiva săteni o traseră înapoi. Restul oamenilor începură să avanseze, dar Vanis rămase pe poziție cu șeptru pregătit. Te-a atins?" Marsino avea privirea tulbure și confuză și se străduia să-și apuce toiagul. Marsino, liniștește-te, sunt bine. Mai sunt și alții, strigă Vanis. Băiatul nu-i răspunse, rămase înmărmurit privind cu fascinație flăcările care îl mistuiau pe magul muribund. Avea un gust amar în gură, îi venea să vomite, dar reuși să se abțină. Băiete! Într-un sfârșit își reveni. Focul cuprisese câmpul și crease o barieră între cei trei săteni. Băiatul început să inspecteze fețele cuprinse de ură din spatele flăcărilor crescânde. Nu, el era singurul. Atunci, hai, băiatul încălecă pe poneiul său. <laughs> La scurt timp după, Marsino și Vanis încălecară și ei, iar cei trei se îndepărtară în galop de sat. Băiatul aruncă o privire înapoi, flăcările mistuiau totul în cale, iar florile se ofiliseră aproape în întregime. La îndemnul lui Vanis, călăriseră până seara târziu pentru a se îndepărta cât mai mult de oamenii dealurilor. Până la castelul Renwall mai aveau trei zile. Varnis intenționa să adune o cohortă de vânători de magi și să se întoarcă. Legea trebuia respectată, spune el. La scurt timp după ce se lăsase întunericul, terenul stâncos deveni prea periculos pentru a mai putea fi traversat. Băiatul era bucuros că putea călca din nou pe pământ. Băieții din Dragborn călăreau doar atunci când furau câte un cal din grajduri, iar el nu fusese niciodată un hoț strălucit ales să facă primul de strajă, apoi se așeză sub un stejar înalt ca să-și odihnească spinarea și fundul după atâtea ore în șa. Încercă să-și găsească o poziție cât mai comodă. După câteva minute se ridică în picioare și se sprijini de copacul uriaș. Un lup de pe dealurile din împrejurim începu să urle. Îi răspunseră alții la unison, sau poate nu erau lupi, ci câini sălbatici, niciodată nu-i putea deosebi. Pe cerul nopții scăpărau fulgere, dar era prea departe ca să poată auzi și tunetele. Deasupra lui, stelele răzbăteau prin negura cenușie a cerului. Un strat gros de ceață coborâse peste vale. Băiatul mai aruncă niște lemne pe foc, care stârniră pentru scurt timp tăciunii. Voci fantomatice îi pătrunseră în minte, rugau fierbinte și îi negau vinovăția, iar amintirile magului arzând îi dansau prin gânduri. Băiatul se cutremură. Da, fusese o moarte oribilă, dar de fiecare dată când astfel de gânduri îi cotropeau mintea, le reducea la tăcere și le înlocuia cu toate lucrurile frumoase pe care le văzuse de când se alăturase vânătorilor de magi. Călătorea cu ei de luni bune. Cu ajutorul lor cunoscuse pentru prima dată lumea de dincolo de străzile aglomerate din Dregborn, cu trei rase dealurile și munții pe care văzuse până atunci doar de pe acoperișul casei. Acum avea în față alți munți și își dorea să vadă și mai multe locuri. Toate astea fuseseră posibile datorită magiei. Boala care îl făcuse să se teamă timp îndelungat că va fi descoperit se transformase într-un dar. Cu ajutorul ei, băiatul se simțea ca un demasian adevărat. Îi se dăduse voie chiar și să îmbrace veșmintele albastre. Deși era mag, spera că poate într-o bună zi va primi și el o mască și un sigilul cenușiu. Un foșnet slab îi destrămă gândurile. Se întoarse către Marsino care mormăia în somn. Culcușul de lângă el era gol. Inima băiatului început să bată nebunește, început să-l caute cu privirea pe Vanis. Bătrânul stătea lângă un stejar studiindu-l. A ezitat azi, spuse el, pășind în lumina lunii. Ne-ai făcut de râs, ți-a fost teamă sau care-i problema? Băiatul își feri privirea și tăcu chitit, încercând să găsească un răspuns care să-l mulțumească pe vânător. Vanis îi aruncă o privire furioasă și nerăbdătoare. Hai, răspunde -mi. Nu înțeleg ce rău fac cu niște plantații de regina somnului. Vanis clătină din cap și protestă. De fiecare dată când cedăm, puterea noastră scade. E un adevăr și pe câmpul de luptă și în cazul magilor. Băiatul în cuvință din cap. Vani să-l studie pentru o clipă. Unde ți inima, băiete? Cu demasea, domnule. Marsino începu iar să se agite. Mormăelile lui se transformară rapid în gemete, apoi bărbatul începu să se zbată în somn. Băiatul veni lângă el și îl zgâlții. Trezește-te, Marsino, îi șopti. La atingerea băiatului, tânărul vânător de magi se răsuci pe pătură. Începu să geamă din ce în ce mai tare, apoi vaetele se transformar în urlete. Băiatul îl zgâlțâia mai tare pe Marsino. Ce s-a întâmplat, îl întrebă Vanis. Nu știu, nu se trezește. Vanis îl împinse pe băiat la o parte și îl rostogoli pe Marsino cu fața spre el. Părul vânătorului era năclăit de sudoare care curgea pe frunte și pe tâmple. Avea ochii deschiși, dar nu părea că vede ceva, iar albul lor devenise tulbure. Vanis dădu la o parte pătura și desfăcu mantia lui Marsino. Tentacule întunecate se răsuceau în jurul brațului său. Băiatul văzu puterea ocultă care pulsa sub rană. Ne acum știi de ce să omori vrăjitorii. A, că ce au vrăjitorii, că făceau și niște flori. Păi iau te ratat tot ce a făcut. Te-a da mare caracatiță ăsta. <laughs> Pleca sără la drum dinainte să se crape de ziua. Vanis și băiatul reușiră să lege pe Marsino de șaua calului. Tânărul vânător continuase să aibă vise febrile. După ce îi legase calul de-a lui, Vanis se suise în șa și pornise la drum. Poneiul băiatului nu reușea să țină pasul cu calul lui Vanis, iar până la castelul Renwall mai aveau de mers cel puțin o zi. Marsino se zbătea la fiecare pas, de câteva ore aproape căzuse de pe cal, dar Vanis încetinise pasul și îl legase mai strâns. De fiecare dată îi aruncase băiatului o privire furioasă. Spre jumătatea dimineții ajunseră întrecătoarea corvo. Cai urcau nevoios pe cărările înguste sculptate în munte. Scurtătura reducea drumul cu jumătate de zi, dar calea era înșelătoare și periculoasă, iar frunzișul le împiedica înaintarea. Băiatul se încordă și apucă mai bine hățurile, privind cu groază prăpastea care se căsca în el. Poneiul își continuă netulbura drumul știind din instinct pe unde să o ia ca să nu alunece. În cele din urmă ieșiră din tufăriș și ajunseră într-o poiană. Vanis se ridică în șa și încetini. Marsino începuse să alunece spre dreapta mult mai mult ca înainte. Vanis, vânătorul de magi, încercă să-l prindă, dar era prea târziu. Marsino se prăbuși la pământ. Băiatul coborât de pe cal și se repezi spre el, urmat de Vanis. Fruntea lui Marsino era plină de sânge. Trebuie să oprim sângerarea," spuse Vanis. Bărbatul își scoase pumnalul și, fără să întrebe nimic pe băiat, îi tăie o bucată mare din mantie apă ceru Vanis. În timp ce Vanis curăța rana adânca lui Marsino, băiatul turna apa din ploscă peste ea. Cuprins de febră, Marsino se agita și delira. Băiatul nu înțelegea decât câteva cuvinte din ce spunea. Uite, bea îi spuse bolnavului și îi turnă câteva picături de apă pe buze. Când simți atingerea apei, tânărul vânător de magi deschise ochii. Pe albul ochiului îi șerpuiau niște venișoare roșiatice. Am ajuns?" îl întrebă Marsino. Fiecare cuvânt părea un efort. Vanis i aruncă o privire băiatului. Nu trebuia să spună nimic. Mai aveau mult până ajungeau într-un loc sigur. Suntem aproape, frate," răspunse Vanis. Oare de ce am construit castelul așa de sus?" Ca să fie greu să ajungi la el," îi spuse Vanis cu un surâs slab. Marsino închise ochii și râse ușor. Curând, râsul îi se transformă în tuse. Ușurel, frățioare," îl sfătui Vanis, apoi se întoarse către băiat. Mai e regina somnului?" Da." Băiatul căută prin buzunar și scoase un cal din paie, o piatră lustruită și floarea de culoare galbenă. Zâmbi la gândul că îl va ajuta pe Marsino. Vani se izmulse floarea din mâini. Măcar ai făcut și tu un lucru bun, băiete." Băiatul simți un nod în stomac. Vani s-avea dreptate. Ezitase, iar Marsino plătea prețul nesiguranței sale. Marsino clătină din cap. N-a fost... n-a fost vina lui. Trebuia să fiu mai atent." Vanis nu spuse nimic, început să smulgă petalele din flori. Uite, mestecă astea, nu s din cele mai buni soi, dar or să te ajute cu durerea. Păi și magia? întrebă Marsino. Magia doar a accelerat creșterea plantei și a menținut-o sănătoasă, îl liniști Vanis și dădu să mestece petalele. Se apropie de el și șopti ceva, apoi îl mângâie încetişor. Marsino zâmbi pierdut într-o amintire îndepărtată. Băiatul luă -o, o gură de apă din ploscă. Deodată simți un fior ușor pe șira spinării și pielea i se făcu de găină. Merse către marginea poenii și zări o pădure de pini în valea de dedesubt. Ce e?" întreabă Vanis. Nu știu, privi din nou către vale. Totul părea normal, dispăruse chiar și senzația ciudată de mai devreme. Am crezut că se opri brusc, în depărtare se vedeau niște fuioare de fum gros. Băiatul privi în lemnit cadavrele carbonizate de pe pășune. În aer plutea un miros de carne arsă. Începu să-i stomacul. Ce crezi că s-a întâmplat aici, rosti băiatul întorcându-se la Marsino? Tânărul vânător de magi zăcea pe o targă improvizată dintr-o pătură și câteva funi. Habar n-am, îi răspunse Vanis. Rămâi pe loc și fii cu ochii în patru. Vânătorul de magi începu să inspecteze vacile ucise. Toate fuseseră răstrăpunse de ceva care le provoca niște răni cât pumnul. Vanis își scoase sceptrul și verifica adâncimea uneia dintre răni. O treime din el dispăru înăuntru. What the fuck, tagăuruiu? Poate că ar fi mai bine să plecăm, spuse băiatul. Vanis se întoarse către el. Ai simțit ceva? Băiatul privea vacile. Sub carnea arsă scânteiau fuioare slabe de magie. Cine le ucisese avea suficientă putere încât să le mutileze. Niciun om normal nu putea face asta. Nici măcar unul armat cu un sceptru. Băiatul își concentra atenția asupra fermei. Era alcătuită dintr-o casă mică de lemn, un hambar dărăpănat și o latrină, situată la poalele dealului și înconjurate de o pădure deasă. N-ar fi văzut-o niciodată dacă n-ar fi fost fumul. Brusc auziră zgomot de pași. Vani se întoarse și ridică toiagul. De lângă hambar apăru un bătrân care se opri când îi văzu pe vizitatorii neanunțați. Bărbatul purta niște pantaloni și o tunică cu câteva numere mai mari. Avea o halebardă veche și uzată, dar lama ei era lucioasă și ascuțită. Ce căutați pe terenul meu?" îi întrebă bărbatul. Își strânse mai bine arma în mâini, dar nu se apropie prea mult de Vanis. Prietenul meu e rănit," îi spuse băiatul. Vă rog, are nevoie de ajutor." Vanis îi aruncă băiatului o privire cu coada ochiului, dar nu scoase nicio vorbă. Fermierul își coborâ privirea către Marsino. Tânărul vânător de magi era pierdut într-un vis febril. Găsiți tămăduitori în Renwall, le spuse fermierul. Mai e o zi de mers până acolo, nu o să supraviețuiască, îi răspunse Vanis. Prin pădurile astea mișună o fiară. Mai bine plecați, îi sfătui bătrânul gesticulând către vacile moarte. Băiatul aruncă o privire spre pădure. Momentan nu simțea nicio urmă de magie, dar fiorul de mai devreme îi stăruia încă în minte. Ținând cont de distanță, sigur era o creatură uriașă. Ce fel de fiară? Un dragon? Ușurel, băiete, îl dojeni Vanis și făcu un pas spre fermier. Ai datoria să ajuți toți soldații de masieni. Fermierul nu părea prea impresionat. Porți culoarea potrivită, dar un vânător de magi nu-i soldat. Da, dar am fost odată unul la fel ca tine. La aceste cuvinte, fermierul miji ochii și își îndreptă halebarda către Vanis. Arma te-a dat de gol, spuse Vanis. Dacă nu mă înșel, era folosită de halebardieri din Tornul. Din câte văd eu, nici ea, nici stăpânul ei nu și-au pierdut agerimea. Fermierul își privi cu afecțiune arma și zâmbi. A trecut tare mult timp de atunci. Soldații sunt frați pe viață, spuse Vanis pe un ton mai liniștit. Ajută-ne! După ce se vindecă, ne ocupăm noi de fiara aia. Băiatul privi către Marsino. Vânătorul de magi avea ochii închiși și respira cu greutate. Fermierul cântări oferta lui Vanis. Nu-i nevoie, spuse într-un final. aduceți le înăuntru. Vanis și fermierul cărară pe Marsino în casă. Camera era modestă și mirosea cedru și a pământ, iar în vatră ardea un foc mognit. Pe o masă din apropiere erau niște străchini din lemn și câțiva biscuiți. Băiatul o goli și aruncă lucrurile pe un pat de scânduri din apropiere, apoi cei trei îl așezară pe Marsino pe ea. Mai locuiești cu cineva?" îl întrebă Vanis pe bătrân, după ce tăie tunica lui Marsino cu pumnalul. Sunt singur," îi răspunse acesta și început să examineze rana bărbatului. Băiatul observă că molima se întinsese. Tentaculele întunecate încercau să ajungă la gâtul și inima lui Marsino. Trebuie să-i amputăm părțile afectate," spuse Vanis. Marsino a început să tremure violent, aproape căzând de pe masă. Ține-l bine, zise Vanis. Băiatul s-a așezat peste picioarele lui Marsino pentru a-l imobiliza. Vânătorul se împotrivea violent, zbătându-se. O cizmă grea lovi pe băiat în față. Acesta a făcut câțiva pași încercând să-și aline durerea. Am zis să-l ții, țipă Vanis, curățând lama pumnalului. Băiatul încercă iar să-l imobilizeze pe Marsino, dar fermierul îl opri. E regulă, fiule, încearcă să vorbești cu el. Băiatul ocoli masa, Marsino se mai liniștise, dar horcăia la fiecare gură de aer. Marsino, ține-l de mână, arată că ești lângă el, spuse fermierul. Tactica asta funcționează cu animale rănite, nu văd de ce n-ar merge și cu oameni. A, ah, păi, știe fermierul ce știe, n-a avut el o mie de vaci, a avut. <laughs> Băiatul luă mâna lui Marsino între a lui, era caldă și transpirată. O să fie bine, am găsit pe cineva care o să te ajute. Marsino se întoarse spre locul din care veneau sunetele. Ochii săi încețoșați deveniseră roșii. Am ajuns în Renwall. Băiatul se uită la Vanis, iar vânătorul de margini cuvință din cap. Da, ești pe mâna tămăduitorilor acum, îi spuse băiatul. Regina somnului. M-a ajutat, îi răspunse Marsino și o strânse de mână. Te-ai bine, foarte bine. Băiatul își încleștă dinții, luptându-se să-și alunge durerea din suflet. Strânse mai tare mâna lui Marsino, nu voia să-i dea drumul. Îmi pare rău, Marsino. Ar trebui să liniștește-te. N-a fost vina ta. Îl liniști, Marsino. Fiecare cuvânt rostit devenise o tortură. Încercă să-și ridice capul și să scruteze camera, dar ochii săi nu mai puteau să vadă. Vanis, aici sunt frățioare. Să le spui. Să le spui că n-a fost vina lui. Vanis îl fixă cu privirea pe băiat. Așa e, am avut noi ghinion, îi răspunse într-un final. Vezi, zâmbi Marsino, nu trebuie să porți vină în suflet. Vani se-l apucă de umăr pe Marsino, apoi se aplecă astfel încât bolnavul să-l poată auzi. Trebuie să tem putreziciunea asta, frate. Marsino în cuvință din cap. Trebuie să muște din ceva, zis fermierul. Pumnalul băiatului avea plăselele din lemn, așa că îl scoase și îl fixă în gura lui Marsino. Așa, spuse Vanis, pregătit să înceapă operația pe brațul rănitului. Tentaculele șerpuiau pe sub pielea lui Marsino, pulsau cu o lumină fină pe care doar băiatul o putea vedea. Oprește-te! Vanis își ridică privirea spre băiat. Ce e? Marsino mușcă din mânerul pumnalului pentru a-și înăbuși un țipăt. Strânse mai tare mâna băiatului și se zvârcoli până când tentacole nu i se mai mișcară pe supiele. Molima se întinsese până la gâtul lui Marsino. Infecția a pătruns prea adânc, zise Vanis. Nu pot să o elimin. Vânătorul de magi făcu un pas înapoi. Părea că nu știe ce să facă în continuare. Dacă o ardem, întrebă băiatul. Nu poți cauteriza, e prea aproape de arteră," îi spuse Vanis, apoi se întoarse către fermier. Ai cumva niște ierburi de leac, n-am nimic care să-l ajute." Vanis își privi partenerul rănit, cântărind ceva în minte. Dar vreun vindecător cunoști?" întrebă vânătorul aproape în șoaptă. Ei au ierburi, dar cel mai apropiat... nu genul ăla de vindecător." Bătrânul căzu pe gânduri pentru câteva momente. Nu știu pe nimeni." Vanis ar mai fi vrut să-l descoasă, dar se abținu și începu să caute prin casă. Băiatul îl urmărea cu privirea. Găsi niște piei aruncate într-un colț, un hamac în altul și o masă de cioplit plină cu zeci de dragoni de lemn. Nimic folositor. Vacile, spuse Vanis. La mențiunea animalelor ucise, fermierul se albi la față. Ce cu ele? Au avut vreodată pe cingine? Da, pardeam infecția cu o pulbere de piatra iadului. Dacă eliminăm sursa infecției și folosim un pic de pulbere pentru restul, s-ar putea să scape, spuse Vanis. Unde Fermierul aruncă o privire pe fereastră. Părea că ezită, poate încerca să-și aducă aminte unde o pusese sau pe unde ar putea fi. Deodată, Marsino scoase un sunet gutural puternic. Îl cuprinseră niște convulsii violente și se mișcă spre marginea mesei. Încă mai ținea pumnalul strâns între dinți. Vanis își puse mâinile pe umerii rănitului pentru a-l imobiliza. Unde e pulberea? Fermierul încercă să-i țină picioarele lui Marsino. E în uh, hambar, dar uh, Marsino scoase un urlet. O aduc eu, spuse băiatul și o zbughi repede pe ușă. Îl întâmpină un aer curat și rece de munte, pornim fugă către hambar. Mai avea doar vreo 20 de pași până la ușă, când simți iar un fior pe șira spinării. Bă, o avea ăsta animalul în hambar, ăla ce mâncase vacile. Se opri brusc. Pădurea din jurul lui era învăluită în întuneric și tăcere. Băiatul început să caute vreo urmă de magie, dar nu descoperi nimic. Din cadavrele vacilor încă mai ieșeau aburi și fum. Simți iar furnicăturile pe spate. Chiar există o forță magică prin apropiere. Voia să-l avertizeze pe Vanis, dar știa că nu poate să țipe. Să se întoarcă oare? Din casă se auzi un alt urlet agonizant. Trebuia să-și învingă teama. Marsin o conta pe el. Trase adânc aer în piept și pornim fugă spre hambar. Mâinile îi tremurau atât de tare încât de-abia reuși să tragă zăvorul și să închidă ușa după el. Dintr-o dată un șoc îl cutremură. Băiatul se împiedică și căzu peste un raft cu lopeți și cazmale și le împrăștiase pe jos. Sursa magiei era în hambar. Băiatul duse mâna spre teaca pumnalului, dar își dădu seama că arma nu mai era la locul ei. I-o dăduse lui Marsino. Dintr-una din boxele hambarului ieșea o lumină argintie și strălucitoare. Încerca să se ridice, dar nu-l ascultau picioarele. Lumina își mări intensitatea, apoi din boxă apăru o siluetă. Băiatul nu mai văzuse niciodată o lumină atât de orbitoare. Însuși aerul din jurul ei se contorsiona în niște valuri colorate. Silueta se apropie de el. Început să audă un zumzăit, ca și cum o armată de albine și-ar fi făcut cuib în capul lui. Băiatul făcu câțiva pași înapoi. Cu o mână își feri ochii, iar cu cealaltă începu să caute o armă, dar nu găsi nimic. Întreaga lume dispăruse sub o perdea de lumină și culoare. Prin bâzâitul omniprezent începu să se audă un sunet, apoi silueta ieși din strălucirea orbitoare. Mintea băiatului încercă să înțeleagă ce vede, dar după un singur cuvânt se lămuri complet. Tati! Universul băiatului se reîntregi. Era o fetiță, se uita la el cu niște ochi mari și înfricoșați. Aura din jurul ei își intensifică iar strălucirea. Îl atrăgea pe băiat și optindu-i parcă să o atingă. Și Ci... cine ești?" întrebă fetița. Silas, Silas mă cheamă. Băiatul se ridică în picioare și întinse o mână spre ea. Nu o să-ți fac rău, sper că nici tu mie." Uite bă, Silas, am ghicit la început, 10 puncte mie." Fata își împreună mâinile și le aduse la piept. Eu n-aș face rău nimănui, spuse fetița, apoi își coborâ privirea. Adică nu intenționat. Băiatul își aminti brusc de vacile de pe pășune. Încercă să nu se mai gândească la asta și să-și concentreze atenția pe copila cu părul auriu. Era așa micuță, părea rătăcită, chiar dacă era la ea acasă. Te cred, îi spuse băiatul, viața nu e mereu ușoară. Lumina din jurul ei început să pulseze mai slab, iar băiatul nu mai simțea aceeași chemare intensă către ea. Fetița își ridică privirea spre băiat. L-ai văzut cumva pe tati? Da, e în casă, îmi ajută prietenul. Fetița încercă să lea ia de mână cu un gest timid. Pot să mă duci la el? Băiatul făcu un pas înapoi. Nu poți merge acolo, îi spuse. A pățit tati ceva? Nu, dar are grijă de un vânător de magi. Cred că mai bine nu-i spunea de vânători. La auzul acestor cuvinte, fetița înlemni, iar lumina din hambar se intensifică din nou. Înțelegea gravitația situației. Și tu vânezi magi? îl întrebă cu vocea tremurândă. Întrebarea răscoli ceva din sufletul băiatului. Nu, îi răspunse, eu sunt ca tine, hai că ești fix ca ea. Fetița zâmbi, era un zâmbet sincer, unul care îi încălzi inima mai mult decât laudele tuturor vânătorilor din lume. Din casă se auzi un alt urlet. Tati, nu, e prietenul meu, trebuie să mă întorc la el. Pot să te ascunzi până plecăm? Ai unde? Fetița în cuvință din cap. Bine, știi unde e pulberea de piatra iadului? Fetița arătă cu degetul un ulcior de lut așezat pe un raft îngust. Presim că această poveste se va termina rău. <laughs> Băiatul își facă ulciorul și ieși val din hambar. Din casă se auzi un alt țipăt fâșietor. Băiatul înteții pasul, apoi dă buzna pe ușă. Am găsit pulberea, zise băiatul și le arătă ulciorul. Camera era învăluită în tăcere. Vă dai seama că Tasu știa că a văzut-o pe aia și se gândea acum, mă, ăsta le spune alora, nu le spune. <gântu -i> Vanis se uită la trupul nensuflețit al lui Marsino. Fermierul își întoarce privirea către ușă. În ochii bătrânului se putea citi teama și furia. Băiatul cunoștea această privire. O întâlnise la toate sufletele care încercau cu disperare să-și ascundă boala. Bărbatul început să-și ducă mâna către halebardă și se uită bala băiat, bala vanis. Vânătorul de magi nu scoase nicio vorbă. Băiatul clătină din cap și făcu semn bătrânului să se oprească. Fermierul aruncă o privire spre hambar, apoi se uită la băiat. Acesta încercă să liniștească cu un zâmbet. Bătrânul îl privi o clipă, apoi își rezemă arma de perete. Într-un sfârșit, Vanis reuși să iasă din transă. De ce ai stat așa de mult? Nu e vina băiatului. Rănile prietenului tău erau prea grave. Vânătorul de mari se îndreptă de Marsino și se așeză pe patul de scânduri. Mucosul ăsta e de vină pentru tot, mărâi Vanis. E unul dintre ei. Se preface că e om normal. Prietenul tău nu-ți împărtășea părerea. Onorează-i amintirea. Vanis își luă privirea de la trupul lui Marțino, apoi început să studieze uneltele de cioplit și figurinele din lemn care zăceau cu zecile sub hamac. Era un naiv cu inima prea mare, rosti el într-un final, apoi căzu pe gânduri. Fermierul și băiatul nu știau ce să facă, iar momentul de tăcere se prelungi. Până la urmă, vrei să vânăm fiara aia împreună? îl întrebă Vanis pe bătrân. Nu e nevoie. Ai grijă de prietenul tău. Am o căruță, îl pot spune nea. Nu mi se pare corect să te las singur aici, continuă Vanis. Nu pot abandona un frate. Că era acolo cu aia, dar pleacă de aici, că nu e niciun monstru, e piesa. <laughs> în vocea vânătorului de magi, băiatul simți o răceală subtilă care îl liniștea. Durerea se transformase în încredere. În locul dascălului mâhnit de dinainte, în fața lui era vânătorul mereu bănuitor. Lasă, mă descurc eu, îi spuse fermierul, așa cum a făcut-o și până acum de când a renunțat la soldăție. Sigur că te dezcurgi, rostivanis cu un zâmbet. Vânătorul de magi se năpusti de pe pat. Se arunca asupra fermierului și îl trânti de un perete. Apoi îi propti pumnalul la câțiva centimetri de jugulară. Unde Unde e ce? Îl întrebă fermierul cu vocea tremurândă și confuză. Fiara, e în pădure. Iazi, noaptea doarme la tine în casă. Poftim hamacul tău, spuse Vanis. După atâția ani pe câmpul de luptă, mi-e greu să mă despar de el. Vanis îl împunse pe bătrân cu pumnalul. Păi și atunci de ce mai nevoie de pat? Era al fetei mele, răspunse fermierul după ce aruncă o privire scurtă băiatului. A murit iarna trecută. Băiatul se uită către pat. Era într-adevăr construit pentru un copil. Dar nu era numai patul, mai văzut și o strachină, o lingură și o sabie de antrenament. Toate erau prea mici pentru un adult. Dacă el își putea da seama că bătrânul mințea, atunci... Hai să-i vizităm mormântul, zise Vanis. Nu se poate, răspunse fermierul și-și privirea. Au ucis-o la fel cum ți-au ucis și vitele, a? Rângi Vanis. Dacă ne uităm bine, eu o pur rămășac că o să dăm de ea pe aici pe undeva. Nu-i nimic aici, spuse băiatul. Mai bine plecăm și gata. Cine e acolo pe masa aia, băiete? Vanis se uita fix la trupul lui Marsino. Ochii injectați erau complet lipsiți de viață. Tentaculele molii mei îi cuprinsese în întreaga față. Te-am întrebat cine e? Marsino, e Marsino, răspunse băiatul cu vocea tremurândă. E un vânător de magi, băiete. Uite unul de ai mei, continuă Vanis, iar furia și durerea picurau din vorbele sale. Pentru tine ce e? Marsino fusese singurul vânător de magi care se purtase frumos cu el. În ciuda condiției lui, îl acceptase ca pe un demasean adevărat. Era prietenul meu. Da, și a fost ucis de un mag, rosti Vanis. Ăsta ascunde un mag de noi, unul periculos. Brusc băiatul și-a aminti de strălucirea intensă a fetiței și de carne arsă a vacilor. Ce facem în cazul ăsta? Îl întrebă Vanis. Băiatul se șterse la ochi cu mâneca bluzei. Păstrăm ordinea și aplicăm legea. Vanis îl împinse afară cu sceptul pe băiat și pe fermier. Cei trei se opriră pe pășune și începură să inspecteze hambarul și latrina. Vânătorul îl lovi pe bătrân în coaste. Chiamă-ți fata! Lovitra a -l făcut pe fermier să tresară. Nu e aici, îi răspunse, e moartă. Lasă că vedem noi. Bătrânul îi aruncă băiatului o privire rugătoare. Cautie un hambar, rostii băiatul. Nu, vreau să vină ea la noi. Vani să-l pogni pe fermier în cap cu capătul șeptului și îl trânti la pământ. Ești la iveală! L avem pe taică tu! Nu primi niciun răspuns, nu se zorea nicio mișcare. Apoi bătrânul început să urle. Băiatul se întoarse către fermier care stătea în genunchi și, și ținea strâns tâmpla. Sângele început să se adune sub degetele fermierului. Vani să-l privea de deasupra, pregătit să-i aplice o nouă lovitură. Ce faci? Ce e necesar, răspunse Vanis cu glasul plin de furie și de durere. Băiatul simți un nou fior pe spinare, la fel ca înainte îi se ridică tot părul de pe brațe. Ușa hambarului se deschise cu un scârțit. Așa, așa, hai mai aproape, spuse Vanis. În spatele ușii era întuneric. Deodată se auziră niște pași micuți, fetița a trecut pragul hambarului, se uită speriată către tatăl ei. Tati, rosti fetița și început să plângă. Nu-ți face griji, băigui fermierul rănit. Tati, stă puțin de vorbă cu oamenii ăștia. Da, e... Mi-a dat puțin de meci la cap, dar e ok, doar vorbim. Copila a început să se apropie încet de ei, dar doar băiatul putea vedea cu adevărat ce se petrecea. Copila strălucea cu puterea soarelui de miază zi. Magia ei lăuntrică pulsa și își schimba culoarea. Părea că poate supune lumina voinței sale. Era ca un curcubeu uman. Asta era boala lui. Asta era darul lui. Doar băiatul putea vedea frumusețea și adevărata natura magiei. Să în acest copil speriat, la fel ca în toți ceilalți magi din Demasia, ba chiar poate din toată lumea. Cum putea el să o trădeze? Luase deja o hotărâre. E pă, normală, e sigur, mai verifică o dată. Băiatul se întoarse spre vânătorul de magi. În Demasia, Vanis era un adevărat luptător împotriva amenințărilor magiei, un gardian venerat. Cu toate acestea, băiatul vedea în el doar un om care se agață de tradiții. N-aveai dreptate, ar trebui să plecăm mai departe. Vanis îl scrută cu privirea pentru un moment, apoi clătină din cap și se încruntă. Să vedem dacă trece probele, spuse vânătorul și scoase sigilul cenușiu din mantie. Când văzuie emblema din petricită, fermierul lemni. Fugi, fata mea, fugi, țipă bătrânul. Apoi se arunca asupra lui Vanis. Vânătorul de magi fu mai rapid și lovi pe fermier în burtă. Dezechilibrat, bătrânul se retrase câțiva pași. Vanis se năpusti asupra lui și îl lovi cu șetrul. Din creștetul fermierului începu să țâșnească sângele. Fetița scoase un urlet. Din mâini îi ieșeau fulgere. Cu ajutorul sigilului, Vanis captură trăznetele și suprimă forța magică a fetei. Cu toate acestea, Petricita a început rapid să se negrească și să crape, copleșită de puterea fetiței. Vanis aruncă discul distrus și încercă să o lovească. Nu! Băiatul se repezi spre fată și se așeză între sceptru și valurile de lumină arzătoare. Când o atinse pe fetiță, părul de pe brațe îi fu carbonizat, iar la degete făcu bășici. Un fulger îi străpunse mâna, trimițându-i valuri de electricitate prin tot trupul. Inima îi se încleștă, apoi tot aerul îi părăsi plămânii. Încercă să respire, dar în zadar. Vederea a început să îi se încețoșeze, iar lucrurile își pierdură culoarea, iar în curând Puterea mortală a magiei îl inundă complet. Vanis rămase cu toiagul ridicat, ca o statuie antică a unui erou faimos, și fetița era împietrită. Lacrimile ei se transformară în cristale, iar lumina strălucitoare din jurul ei se stingea. Apoi plămânii se umplură din nou cu aer. Inima îi bătea rapid, iar trupul era amorțit. Încă mai simțea flacăra din piept, dar nu mai părea să-l mistuie. Îl molcom și pentru câteva momente scurte, pentru că o putea controla cu mintea. Apoi început să ardă din ce în ce mai tare până când nu mai putut ține în frâu. Din mâini îi țâșniră raze de lumină, iar întreaga lume dispăru. Silas deschise ochii. În jurul lui erau trei cadavre fumegânde, iar pământul fusese ars. Unul dintre ele ținea în mână un toiag sfărâmat. Celelalte două trupuri erau unul lângă celălalt într-o îmbrățișare neterminată. Când văzut ce făcuse, ochii băiatului se umeziră, iar regretul îi sugrumă inima. Se rostogoli pe spate și început să tremure. E faza e că Silas nu știa că poate să ia magia de la alții să o folosească pentru el. El credea că asta e doar detector de magie. Și acum așa a descoperit puterea pentru prima dată, a luat-o din fată, a dat cheio la toată lumea. Pe cerul fără nori se întindeau nenumărate stele. Le privi cum pluteau în întuneric, apoi dispăreau în spatele pădurii. Când reuși să se ridice în picioare, cerul era purpuriu. Cu picioarele tremurând de început să se îndepărteze de scena masacrului. Se opri după scurt timp, dar nu privi înapoi. N-avea de ce. Imaginile aveau să-l bânte toată viața. Încercă să și le alunge din minte, apoi privi către creștele munților care se ițeau semeți la orizont. N-avea de gând să meargă în Renwall. De fapt, nu putea să meargă către niciuna din fortărețele lor. Orice ar fi zis, n-ar fi reușit să-i înduplece. În cele din urmă ar fi început să-l caute și nu s-ar fi oprit până când nu l-ar fi adus în fața justiției. Legea trebuia respectată. Dar de masă era mare, iar el știa prea bine tacticile. Și asta este povestea Inimă de Demasian din Marea Națională de Masia, care aparent sunt ai răi, nu s-ai buni. și l avem aici și pe Silas, super tare chestia nouă, acum știi chestii despre Silas. Cum de ajuns să-și cunoască puterea, și antivrăjitor din Demasia, care ci când Demasia n-ai voie cu magie, dar aparent ai voie cu magie, numai... Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, mai bună ca lui Silas. Am măcar ăsta a supraviețuit Mai bună decât, decât ceilalți tip Decât inamicii lui Silas Like, share, subscribe, comentarii Să-mi spuneți ce părere aveți despre povestea asta cu Demasia O să facem câte o poveste din fiecare regiune în parte Și după a ne întoarcem și le luăm de la rând cu altele Și tot așa până le terminăm Ca să nu facem genuma din Bill G o 8 povești Că na, poate ți se ia de Bill Am făcut Demasia și după aia săptămână care ne facem altceva Nu știu, să vedem cum le are Rito opuse la rând, așa le luăm. Până data viitoare, ne audem!